După ce a intrat în top 100 mondial și a avut un parcurs excelent la Australian Open, Ana Bogdan se află în premieră la echipa de Fed Cup a României. Ana o înlocuiește pe Simona Halep, care a anunțat că nu va evolua deoarece nu s-a refăcut după turneul australian. Sportiva din Sinaia a declarat că a fost foarte emoționată când a primit convocarea, deoarece a așteptat de mult timp să facă parte din echipa tricoloră. Pentru mine este o onoare să reprezint România și să fiu prezentă la Cluj-Napoca. Am fost foarte emoționată și foarte bucuroasă când am fost anunțată, pentru că așteptam de mult timp să fac parte din echipa de Fed Cup, să fiu alături de fete și să lupt pentru țara noastră, a spus brahoveanca. Ana Bogdan, numărul 86 mondial, a adăugat că va lupta pentru fiecare punct în parte în meciul cu Canada. Emoții avem toți înaintea acestui meci, dar sunt emoții pozitive. La Fed Cup voi lupta și voi avea o cu totul altă energie pentru fiecare punct în parte, a precizat jucătoarea care a înlocuit-o pe Simona Halep. Componentele echipei de Fed Cup a României, Irina Camelia Begu, Sorana Cârstea, Ana Bogdan, Raluca Olaru și capitanul nejucător Florin Segărceanu, sunt la Cluj-Napoca, unde pregătesc întâlnirea cu Canada. Duelul româno-canadian va avea loc în zilele de 10 și 11 februarie la sala polivalentă din Cluj-Napoca, în cadrul primului tur al grupei mondiale 2 a Fed Cup.